M-am apucat de treaba, așa cum am spus. Salutare și pentru clipul ăsta. Scos bujile la scodă. I-am băgat niște vede 40 în cap. Și când i-am dat să arunce, am mitraliat până pe tavan, pe pereți. Vine nevastă mea. Să vedeți acum, dezmați că i-am stricat pereții. ia cu pereții în garaj. Salutare oameni buni, nu stau degeaba. Vreau azi să pornesc scoada asta. Așa că am scos bujile. Să spăl cilindrii. Uleiul care e în capul pistoanelor. V-am spus că, fiind ulei mult, și în special aici, la numărul 4, e aici, zic bine. La distribuție. Da. La distribuție, numărul 4. Acolo arunca cel mai rău. Mai spăl o dată și. Apoi o, o să pun bujiile. Le-am pus aici, în ordinea care le-am scos. Deci, 1 la doi ne-a afectat, 3 și 4 cel mai, mai mult multul in capul pistonelor. Da? Vă spuneam că blochează. Îl învârteam la mână și când ajungea pe compresie, îl bloca surplusul de ulei care îl avea pe, în capul pistonelor. Făcea compresie mare, și cum am spus, într-un clip tot referitor la Skoda, urma să crape motorul. Asta urma să întâmple. L-am salvat, e salvat motorul ăsta. Va merge ceas, avem aici. Fierul la vechi, de turbină de la Cosmin, da? Îi punem un fier vechi aici. Asta e turbina care l-am scos de la el. Asta e turbina care o să punem. Las-o să fie ruginită. A, ce să faci, mă, cu ea, că e un ciuruc. Mă, fraților, turbina asta, Mă, nu are niciun gram de joc cum vine vorba nici fața spate, nici stânga-dreapta e ce trebuie ce dacă este cântând? băi, dacă turbina a fost îngrijită corespunzător, poate cine știe pe motorul care l-a dat Cosmin jos poate a fost pusă nouă vreodată și nu de prea multă vreme de ce să nu refolosești turbina asta? lăsați-mi voi în, în mesaje de ce, să nu, ce să nu re, refolosesc turbina asta? Ce are? O doare oasele? Sau ce se întâmplă cu în mâncava Că nu înțeleg. Toată lumea pune turbina nouă sau măcar refăcută. Lasă-mă că eu o pun la mâna a doua și vă că va merge țambal. Da? Hai! Lăsați-mi comentarii. De ce să nu pun turbina aia? Că e, că e hand. Nu mai știi ce e o piesă second hand sau trebuie neapărat să ne ciumegim pe aici? Să luăm piese noi, mamă ce figuri facem. Nu mă fraților, puneți piese care merg, care funcționează. Da, unde e la direcție, la frâne, pune piese noi. Lasă-mă cu turbina merge la mâna a doua. Hai să vedem cum va merge. Hai că v-am spus o prostie. Am greșit-o un pic. Ai, nicio problemă, corectez acum. Deci, cel mai mult ulei a fost la numărul 1. Aici, la distribuție, nu la, număr nu la numărul, 4. Le-am confundat, le-am încurcat între ele. Deci, la numărul 1 sunt probleme, au fost problemele cele mai mari. Cel mai mult ulei. În capul pistonului, aici a fost la numărul 1. Deci corectez, nu numărul 4, numărul 1. Unde ne mai aflăm? Tot în garaj. Tărmoci, zici că vin de la luptă. Iau uite mă frate ce jeg pe mine. În sfârșit, hai să vedem. Am urcat turbina. Am dat jos și galeria de admisie. Cum sunt facem așa? Deci am pus-o pe poziție turbina. Și am dat jos galeria de admisie. Pentru că tot am umblat. Am mai făcut șase șuruburi. Vorba aia de cu un imbus. Să o curățăm un pic și pasta. Hai să, să vedem. Destulă ca la mine. Nu știu cât de bine focalizează. Nu terminată. Aici a fost slabă. Pe aici intră cel mai mult ulei în, în cau pistonului. O curăț și pasta. Vedeți Îi desfac după aceea să pot să o scot bine. curăț și galeria de admisie, strâng turbina și apoi încep să înșir tubulatura la intercooler. Nu o să o învârt, nu să-i fac nimic înainte de a da jos radiatorul la intercooler ca să să-l spăl. Ați văzut că acolo au fost problemele mai, cele mai mari. Ulei mult în pe tubulatură am găsit tot ce a băgat turbina, ați văzut, a fost axul rupt și tot ce a apucat să bage înainte să se rupă axul, l-a băgat ca lumea peste tot. Continuie aici cu activitatea, strâng turbina, apoi spăl, așa cum a spus, galeria de admisie, înșir tubulatura, după ce o spăl, după ce o curăț toate, toate, elementele de la tubulatură, o montez și tubulatura, spăl radiatorul la intercooler și îi dăm ok. M-a cam prins noaptea, la în garaj e ziua, 24 din 24, în sfârșit. Ce am făcut? Greu. Am înșirat turbina, clapeta de accelerație, galeria de admisie, cam tot. Acum, mai am să pun tubulatura la intercooler. Și schimb uleiul. L-am învârtit cu uleiul care îl are, pentru că eu îi schimbasem uleiul. I-am pus ulei de completare și l-am învârtit cu mufa la injectoare scoasă. Da? Să vedem ce se întâmplă. Crapă, nu crapă, acum când îl învârt cu turbina pusă cu eșapamentul catalizatorul l-am prins pe turbină oh, deși am slugărit o grămadă pe lângă ea să fiu sincer galeria s-a dat misie și turbina și ruburile pe de mi-au candat de cap dar totuși treaba a mers pe la urmă am fost pe gândul meu într-adevăr m-am prins și oboseala dar tot ce-i pe mine nu mă ulei am în cap ai miner sunt nu alta nu plec de aici până nu-l vedem pornit în seara asta e 10 ceasul 10 de noapte nicio problemă aici stau până îl pornesc în seara asta hai rămâneți cu mine continuare pe clipul ăsta lăsați-mi un like comentați-mi așa urmează acum ce vreau să-i fac Schimbuleiu. ați văzut mai sunt acolo niște racorde de pus la răcitorul de gaze furtunele la care merg la calorifer? Lăsați-mi în comentarii și voi cum am zis și la pasat. De ce să nu pun castrol? Ulei castrol 5W30. Tot de ai pun. A, uite-l. Ne așteaptă aici. A, uite frate. Castrol 5W30. Și aici, antigel. Da. Volkswagen Audi Skoda Seat. Păi dacă producătorul asta recomandă, asta îi punem. Gata. dau drumul la treabă. Mă bag să dau drumul la ulei. Uh, V-am spus, uleiul e nou. I-am pus 5 litri de ulei. Într-adevăr, mai slab. Dar s-a negrit pământ. Mașina asta n-a avut uleiul schimbat când ne a trebuit. Da, aia s-a dus turbina. Scot uleiul ăsta, pun altul. Înșir ce mai am de înșirat pe aici. Tubulatorul la intercooler și tot ce mai e pe lângă ea și o vedem pornită în seara asta. Hai că i-am dat, și... dat, drumul și la ulei. Hai să vă arăt ceva. Filtrul de ulei, bă, fraților. Bă, s-a răsucit. În afara faptului că ăsta a fost strâns de ce că a vrut să-l ucidă, numai 25 de newtoni n-a avut, deci pe capac scrie, 25 de newtoni metru. Strângere, da? Numai numai 25 de Newton n-a avut strâns asta. Filtrul e țapăn. Și ăsta e uleiul care eu i-am pus 4 litri de ulei. O Ăsta nu se numește ulei. Deci, după ce i-am pus eu 4 litri de ulei, ca să-l După ce am pus 4 litri de ulei ca să-l învârt, arată așa. Nu mai spuneți fraților că nu-i pune castrol, că nu e bun. Bă, puneți castrol liniștit la cel puțin la Euro 4, fără dar și poate. Dar încercați să nu mai uitați să-l schimbați mă, la 12, 15, 10.000 10 acolo. Da, ia spuneți că nu e uleiul bun că e nu știu ce. Nu zic că nu sunt uleiuri contrafăcute. Nu, să nu mă înțelegeți. Să nu mă înțelegeți Obosăra spune cuvântul. Să nu mă înțelegeți greșit. Problema e că lumea uită să mai schimbă uleiul. Degeaba spune producătorul. 30 de schimbat uleiul. Ce aveți mă mânca gura voastră? Păi gândiți-vă că uleiul cu un debit destul de mare trece și unge la turbină. Turbina aia lucrează la peste 1000 de grade. Da? Acolo s arde uleiul cel mai tare. Chiuloasa e răcită tot timpul, o fi 2 300 de grade pe supape, mai mult nu e. Blocul motor, linia, vibrochenul, toate se răcesc. Ajunge la 150-200 de grade. Da? Cea mai mare temperatură în motor e pe turbină. Acolo uleiul trece în debit destul de mare. Gândiți-vă câte cicluri de, sau cât recirculă uleiul ăla. Să ajungă, să ungă, să greseze și să atenueze zgomotele din turbină, da? Trei roluri are uleiul într-un motor. Nu știu câți știți. Prima dată unge, a doua oară răcește și a treia oară uleiul din motor atenuează zgomotele. Puțin știți, puțin mecanici vă spun lucrurile astea. Așa că eu tot castrolul îi pun, schimbat uleiul la timp și n-am durere de cap. Hai că scot, scot vasul ăsta unde i-am dat drumul. Să vă arăt și uleiul cum arată. Asta e și minunea de ulei. Sunt murdar pe mâini. Asta e. El vă toate are una peste alta. Dar negru halul ăsta a rămas mai puțin de 4 litri aici pentru că a, e, l am mai învârtit, s-a mai dus din el. Și după ce e unul ai schimbat să arate așa, doar trăiești cu gândul că l-ai schimbat. Bă, fraților, așa ceva nu se poate. Uitați-vă la clipul când l-am scos de la pasat, să vedeți că nu rămâne uleiul. Tuci, tăciune, pământ. Da? Filtrul ăsta. Uitați-vă în ce hal a fost de neschimbat. Așa că, după cum spuneam, nu mă înțelegeți greșit și nu mă socotiți greșit. Nu contest că sunt uleiuri mai calitative, gen Ravenol, gen alte uleiuri de marcă mai bună, jos pălăria. Dar prin, principala cauză care duce la rezultatul ăsta e faptul că nu, nu se schimbă uleiul la timp. Lumea uite să schimbe uleiul. A, merge, i-am schimbat eu uleiul acum 3 ani. Am scos și joja, m-am uitat, a, e la nivel. Păi, nu aveam o frate pretenții. Deci nu contează că sunt alte uleiuri mai calitative, dar un castrol schimbat între 10.000 și 15.000, la pasat ați văzut, l-am schimbat la 15.000. Tot la 15.000 o să schimb. Și tot castru le-am pus, tot 5W30. Sunt și alte uleiuri mai calitative, nimic de zis. Dar, pentru motoarele astea, cel puțin ce e Euro 4, bă, castru e un ulei bun. Bun, da? Mediu, acolo. Nu e spuma, Bă, dar nu e nici petrotelul de altă dată. Așa că m-a pus să pun uleiul și să mai înșir ce m-am pun antigel, fac ce trebuie să-l pornim. Am făcut câte ceva, nu mare lucru, dar hai să vedem. Deci am ajuns în stadiu de am pus antigel. I-am completat, și vreau să o pornesc. Nu mai stau în seara asta, nu mai sunt obosit. Și cel mai important, am produs o daună. La rezerva asta de vacuum are un mutut aici. Când am scos furtunașul, i-am s-a rupt aici. Urmează să cumpăr altă rezervă din asta de vacuum. Și de-aia nici n-am mai stat să le mai înșir toate la locul lor Am pus uh, Antigel Am recordat toate Furtunele pentru apă Pentru tot ce e Hai să dăm ok Eu zic că e totul în regulă În orice caz va face gălăgie Gălăgie în sensul în care uh, Neavând uh, Tubulatura la intercooler O să facă gălăgie Hai să-i dăm să nu ne sare în cap să ce se întâmplă. Ceas! la ambragea, să E bine, nu bate nici volanta, nu bate nimic. Mai sunt uh, conectori de aia scoși. Și apoi o să vedem și ce alte probleme mai are. Vide că mașina Motorul merge bine, motorul e salvat. Gata Da? Deci merge. O să-i pun în toate astea de vacuum, toate vacumurile astea care cum unde vine. Debitmetru de aer nu e pus. El merge neregulat oarecum acum. Nu face zgomote, totul e în regulă. I-am pus antigel, sper să mai aerisească dacă nu i-am pus mult. Ai, asta să fie cu papa, că mai scot. Motorul merge și aviz i-am pus și ulei castru, da? O glumă poate neserată la ora asta, de oboseala. Oameni buni, motorul nu are, -are, nimic. Acum e salvat cu totul. Mai am sunt și în astea pe aici, o să mă ocup mâine la ziua. Nici nu știu câte ceasul ia să vedem la ora asta. 23 Nu mai, mi ajunge azi, în seara asta, mi ajunge. Mă opresc aici cu clipul ăsta. Despre scod, ați văzut. Cum am spus, a avut un preț bun. Mașina a fost vândută ca motor case, cum spun ei. Domnule, motorul problemă, scoate fum rău. După cum i-a spus asta, am înțeles că e turbina. Ce mai am de făcut? Vis-a-vis tubulatura la intercooler mai avem de schimbat discurile și plăcuțele pe față de montat farurile, o să ziceți, bă, tembelurile, de ce ai dat farurile jos, mă? Păi inițial am vrut să demontez toată mașa, să dau motorul jos, da? M-am gândit înainte, băi, hai să-l verific. Nu m-a pucat ăla nebun. Și apoi mă trezesc că nu trebuia motorul de jos. Și așa așa s-a întâmplat. Deci, încep să demontezi demontez și da, de am dat farurile de jos. Nu e nicio problemă, nicio pagubă. Mâine, când o să mă trezesc, o să comand rezerva asta de vacuum. Asta o mai am de schimbat. Înșir toată instalația la intercooler. Să pun pe altfel. Așa. Înșir ce mai am de înșirat pe aici. Uh, schimb discuri, pl discuri plăcuțe, pardon. Înțelegeți, la obosală, am robotizat toată ziua pe lângă ea. Nu sunt vreun meseriaș, nu fac în fiecare zi, nu fac pentru altcineva. Sunt ale mele și mi le fac singur. Între timp, cum pot, când am timp, cu ce am și cât mă pricep, unde nu mă informez, că putem beneficia de o grămadă de informații peste tot. Dar îmi place să stau să mi le fac eu așa, în liniștea mea. Cum altfel presupun că și voi, și vouă, vă place și voi vă doriți. V-am salutat pe toți cu respect mare și pentru clipul ăsta. Ne vedem data viitoare. În orice caz, până la următorul clip, o să scot scoada de aici le băgăm pe celelalte la locul lor, facem un pic de ordine și tot așa. Respect maxim tuturor, să auzim numai de bine, să ne vedem data viitoare cu noi vești, cu noi informații și poate cine mai găsit să mai luăm și vreo mașină. Toate cele bune, să auzim numai de bine.